Când tu o să ai 40 de ani, o să am 54. Cred că dacă doi oameni se înțeleg și se iubesc și se respectă, mai contează. Nu știu. Avem o declarație de căsătorie. Soțul, nu? Soțul. Ce e cu soțul? Nu înțeleg. Suntem doi soți. What? Oricine, oricine, ia codul civil și îl citește și un copil de 10 ani vede că în România e permisă căsătoria doar între un bărbat și o femeie. Asta e răspunsul de... Are 40 de pagini și câteva anexe. Guvernul a făcut mai mult decât să se întrebe la modul general despre aceste chestiuni juridice, individualizând lista de persoane din această cauză. Deci cele 42 de persoane, cu nume și prenume, chiar dacă unii mai mulți dintre voi sunteți cu inițiale, guvernul l-a transformat în nume complet. De ce poliția română are lista cu numele ăsta? Nu, de ce nu ni s-a spus de la început că există cazuri în lume în care informații confidențiale au fost curse? În momentul în care era de dorit să se intre cât mai multă lume, unele lucruri nu s-au zis. Și asta nu e corect. Și în cazul în care toate lucrurile astea ajung în presă, eu o să am foarte mult de suferit. Nu că cuiva i-ar păsa. Dar așa se va întâmpla.